Dragi prieteni, iată-ne la începutul celui de-al treilea sezon al serialului 5 minute de istorie. Este o călătorie în propriul nostru trecut pe care am făcut-o împreună și pentru care vă mulțumesc în numele meu și al celor care lucrează la acest serial. În cele 100 de episoade noi pe care le-am pregătit, vom vorbi despre Marea Unire a Românilor, cu al cărei centenar suntem contemporani. În episoadele acestui al treilea sezon al serialului nostru vom vorbi despre personaje, fapte și evenimente cuprinse între perioada 1914 și 1923, adică din momentul în care primul război mondial începea în august 1914 și până în momentul în care România Mare căpăta o nouă Constituție, în martie 1923. Este vorba despre doar 10 ani, dar ce mare diferență! Cum vom vedea, România anului 1914 și cea anului 1923 sunt practic două lumi diferite. În realitate, între începutul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, povestea românilor și a României reprezintă o clară poveste de succes. Gândiți-vă ce diferență uriașă există între epoca lui Tudor Vladimirescu și a pandurilor săi și epoca regelui Ferdinand și a României Mari. În anul 1848, o mână de tineri intelectuali aduceau în țara românească și Moldova luminile Revoluției Europene. În anul 1859, Alexandru Iancuza și miniștrii timpului său făceau prima unire modernă, iar în anul 1877, mărețul domnitor Carol I-ul și dorobanții săi cucereau prin luptă independența țării, astfel încât țara noastră devenea regat în anul 1881. Dragi prieteni, filmările la primul sezon al serialului 5 minute de istorie au debutat în vara anului 2013. Am realizat atunci 101 episoade, iar ecoul lor a fost peste așteptări. Grație faptului că dumneavoastră, telespectatorii, ați fost alături de echipa noastră, în toamna anului 2014 am început un al doilea sezon cu alte 65 de episoade. Și iată-ne acum în septembrie 2017, pregătiți să întâmpinăm centenarul Marii noastre Uniri cu alte 100 de episoade. În anul 1914, România era o țară cu peste 7,5 milioane de locuitori, incluzându-i și pe cei din Dobrogea de Sud, alipită în anul 1913. În anul 1919, la finalul primei conflagrații mondiale, România număra peste 16 milioane de locuitori. Același raport s-a păstrat și în privința suprafeței țării. De la aproape 138.000 de kilometri pătrați în anul 1914, la peste 295.000 de kilometri pătrați în anul 1919. Așadar, în doar 5 ani de zile, România și-a dublat populația și mărimea teritorială. Pe de altă parte, România Mare se afla în fața unor provocări pe care România Mică nu le cunoscuse. Circa 30% dintre locuitori erau de altă etnie decât cea română. Este drept că românii erau majoritari încă dinainte de primul război mondial în Transilvania, Bucovina sau Basarabia. Dar în același timp trebuie înțeles că noul stat al României Mari nu avea experiența coabitării cu un procent atât de important de minoritari. În același timp trebuie să înțelegem că unii dintre acești minoritari, care înainte fuseseră cetățeni ai imperiilor vecine, nu se simțeau acasă în noua Românie. Dragi prieteni ai istoriei, spuneam că România anului 1914 și cea anului 1923 sunt două lumi diferite. Iar puntea dintre aceste lumi o constituie chiar deceniul despre care vor vorbi noile episoade ale serialului nostru. Iar morala episodului de față este că acest deceniu 1914-1923 nici măcar nu trebuie să vi se pară foarte îndepărtat. Cei care aveți astăzi plus sau minus 40 de ani ca vârstă, gândiți-vă că vorbim despre copilăria bunicilor noștri.
Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.